Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Ristea și în această filmare vă voi prezenta horoscopul săptămânii 24 ianuarie, 30 ianuarie 2022 și vom vorbi, ca de obicei, despre principalele aspecte astrale ale acestei săptămâni de care trebuie să țineți seama. Vom vorbi despre tranzitul lunii prin semne în această săptămână și cum ne va influența acest tranzit din punct de vedere emoțional. Și în ultima parte vă voi prezenta horoscopul mult așteptat pentru fiecare zodie în parte. Este ultima săptămână fără o zi, fără ziua de 31 ianuarie, din luna ianuarie în care avem o puternică amprentă a Capricornului, care ne va marca pe noi toți, cu mențiunea că Venus în Capricorn își va termina temele și va ieși din retrogradare în data de 29 ianuarie. De asemenea, vărsătorii încep să-și sărbătorească zilele de naștere. La mulți ani, dragi vărsători! Știu că sunteți mulți vărsători, membri ai canalului meu de YouTube. Să aveți un an magic, să aveți un an minunat, să fiți sănătoși și să vi se îndeplinească toate dorințele. Acum, în această călătorie, în această săptămână, avem pe cineva, da, avem acest cristal care ne va însoți, da, este în mâna mea. Acest cristal se numește Carneol și el efectiv, în clipa când am făcut această filmare, eu am câteva cristale alături de mine pe masă, efectiv, parcă mi s-a lipit de mână și probabil că nu întâmplător. De ce? Fiindcă Carneolul este cunoscut ca fiind piatra, cristalul curajului și carneolul ne dă vitalitate, ne dă optimism, ne dă energie, plus că această culoare este o culoare foarte apropiată de culoarea pământului, vorbim totuși de această energie a Capricornului, care este o zodie de pământ. Și haideți să ne gândim de ce am făcut legătura imediat cu cele două retrogradări, retrogradarea lui Marte în Capricorn și retrogradarea lui Venus în Capricorn, și atunci avem nevoie de vitalitate, avem nevoie de optimism, avem nevoie de energie pentru a putea să procesăm informațiile pe care le primim și pentru a putea să ne pregătim pentru următoarea fază în care atât Venus prima dată cât și Mercur vor ieși din retrogradare și va trebui să acționăm, deci va trebui să ne facem treaba. Acest cristal, carneolul, era în Egipt, era un cristal sacru, o piatră sacră, se numea soarele care apune, era găsit în mormintele faraonilor, de exemplu în mormântul lui Tutankhamon s-au găsit multe bijuterii cu carneol și se spunea că carneolul asigură această protecție pentru sufletele celor plecați. Și de asemenea, carneolul a fost asociat și cu Isis, cu această zeiță a magiei și a armoniei matrimoniale. Într-adevăr, avem nevoie și de puțină armonie matrimonială cu acest Venus retrograd pe ultima suflare, da? Apropo de asta, m-am conectat, bineînțeles, fără să vreau, și la excursia noastră care se apropie foarte, foarte repede. Este vorba de excursia noastră din Egipt. Vă așteptăm alături de mine, alături de Laura Ghiță și de ghidul nostru, egiptologul Ehab Said. Dacă doriți să faceți o excursie de neuitat alături de noi, între 19 februarie și 2 martie în Egipt, vom merge într-o caravană, ca să spun așa, într-o călătorie inițiatică și vom lucra cu noi, vom lucra în acest context foarte, foarte, foarte special al Egiptului, așa încât vă așteptăm alături de noi dacă simțiți o chemare. Pentru mai multe informații despre predicțiile astrale pentru anul 2022, atât predicții astrale generale, cât și predicții astrale pentru fiecare zodie în parte, vă aștept pe canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Ristea, dați like, subscribe sau apăsați butonul Join, alătură-te, dacă doriți să faceți parte din comunitatea membrilor. Și acum să vedem care sunt principalele aspecte astrale ale acestei săptămâni, 24-30 ianuarie, de care trebuie să țineți seama. Înainte de a prezenta aceste aspecte astrale, haideți să extragem o carte pentru contextul general al acestei săptămâni.
Și mesajul oracol pentru contextul general al acestei săptămâni este... Am extras două cărți, da? The Garden and the Gate. Și avem aici a doua carte, Man Holding a Coin. Aveți cele două cărți pe ecran. Dacă ne uităm la prima carte, The Garden and the Gate, este această fată care are o cheie la gât, este această grădină care este încuiată și este vorba de curajul de a ieși din această grădină sau de a intra în această grădină. Totul ține de această cheie pe care cred că o avem toți, deci dileme privind aspecte materiale, de asemenea și a doua carte, acest bărbat care ține o monedă, deci din nou aspecte privind zona aceasta materială, deci contextul acestei săptămâni se va învârti în jurul problemelor legate de abundență, legate de partea materială a vieții, legate de prosperitate, poate nevoia de a ne angaja un specialist, un expert care să ne ajute să ne gestionăm aceste probleme. Un context tipic venusian, deoarece Venus în această săptămână va fi extrem de puternică și vom vedea de ce. Evenimentele acestei săptămâni sunt următoarele. Începem în data de 24 ianuarie la ora 14:53 cu ingresul lui Marte în Capricorn, deci un ingres foarte, foarte important. Este unul dintre cele mai intimidante marcaje ale lui Marte din Zodiac, deoarece Marte, care este alimentat de această energie puternică a Capricornului, are o putere care îți dă siguranță, răbdare și pe care o simți și cu care știi că nu te încurci când ai nevoie să faci ceva. Voința lui Marte în Capricorn este extrem de puternică. Știți, Capricornul este un semn cardinal. Este de asemenea, vorbim despre Marte în Capricorn ca un marcaj cu multă răbdare, cu capacitatea de a nu forța rezultatele pe termen scurt în favoarea ceva poate mega substanțial pe termen lung. Capricornul este acel semn zodiacal care caută ceea ce este de durată, ceea ce poate să reziste în timp. Există un puternic simț sau sentiment al moștenirii, al transmiterii unei afaceri. Să nu uităm că zodia Capricorn este în opoziție cu Oracul și atunci avem acest transfer de energie, da? Ne alimentăm de la energia racului, de la această energie a strămoșilor, de la aceste rădăcini pe care le avem prin strămoșii noștri. Pentru totul, practic pleacă de la strămoși și se duce către ce lăsăm noi, către generațiile viitoare. Marte în Capricorn acționează foarte strategic, este un adevărat strateg, mai ales când este vorba de mișcările din carieră. Cu Marte în Capricorn vom fi foarte motivați de problemele materiale, dar acest scop real pe care îl avem cu Marte în Capricorn nu este să fim bogați, este să realizăm o siguranță și o stabilitate materială care este specifică zodiilor de pământ. Cu Marte în Capricorn vom deveni mult mai stăpâni pe noi înșine, ne va place să conducem și să avem acel aer de autoritate. Deci este un tranzit foarte puternic, un tranzit care ne va afecta în următoarele două luni. În data de 26 ianuarie, la ora 5:05, Mercur retrogradează din Vărsător în Capricorn. Prima retrogradare mercuriană din anul 2022 are, așa cum am spus, această tentă clară saturniană și ne învață să amânăm, să încetinim ritmul, să revizuim la nivel mental ceea ce avem de făcut, cum să facem lucrurile și când să le facem. La retrogradarea din Vărsător în Capricorn, Mercur se repoziționează și își replanifică noile planuri, noile idei, noile intenții. O filmare detaliată despre această retrogradare o găsiți pe canalul meu de YouTube Astrolog Luminița Ristea. În data de 26 ianuarie, la ora 7:16, la gradul 21:15, Neptun în Pești face un careu, o poziție tensionată cu Luna neagră Lilith în
Gemeni. Este o zi destul de volatilă, atât la nivel emoțional, cât și la nivel mental. Atenție la visare, atenție la iluzie, atenție la fuga de realitate, atenție la această manipulare emoțională prin cuvinte. În data de 27 ianuarie, la ora 22, la gradul 28.08, Mercur în Capricorn face un trigon, un aspect divin, un aspect benefic, favorabil, cu nodul nord în Taur. În această zi comunicarea va fi favorizată, deoarece știm ce avem de făcut, știm ce avem de reglat, știm ce avem de rezolvat. De ce? Fiindcă Mercur în Capricorn, după cum știți, este retrograd în Capricorn. În 29 ianuarie, la ora 4:57, la gradul 909, Soarele în Vărsător face un aspect favorabil, un sextil, un aspect benefic cu Chiron în Berbec. Este o zi cu energie puternică de redefinire a talentelor pentru a prezenta o altă latură a personalității. Avem curaj să îndrăznim să facem lucrurile altfel decât le-am făcut până acum. Soare, sextil Chiron, este o combinație vindecătoare care vă cere să înțelegeți cum durerea, rana, deschide calea către puterea personală. În 21 ianuarie, la ora 6:15, la gradul 26:51, Mercur în Capricorn face din nou o conjuncție cu Pluto în Capricorn. Această conjuncție Mercur-Pluto adaugă profunzime și intensitate gândirii și comunicării. Este un moment bun pentru a ajunge la esența problemelor care vă macină. Puteți descoperi secrete prin studiu și cercetare sau prin sondare și interogare. Nu uitați din nou că Mercur este retrograd. Această conjuncție a mai avut loc la sfârșitul anului 2021, când Mercur era în mișcare directă. Puteți obține mai ușor acum o înțelegere aprofundată a misterelor și a subiectelor oculte, precum astrologia. Poate fi un moment excelent pentru a vizita un consilier sau pentru a obține o mai bună înțelegere a dinamicii relațiilor în care sunteți implicat. Atenție că, pe de altă parte, vă puteți folosi și puterile mentale pentru a înșela, pentru a-i manipula pe alții, deoarece aveți o foarte mare putere de convingere și influență. Dacă simțiți presiune, oboseală, nu ezitați să vă relaxați, odihniți-vă, deoarece aveți nevoie și de timpul vostru. Și iată că vine ziua de 29 ianuarie, o zi importantă pe care puteți să o marcați în calendarul vostru astrologic. La ora 10:46, la gradul 11:04, Capricorn, Venus reintră în mers direct. Din 19 decembrie, când a retrogradat, timp de 40 de zile am avut șansa să revizuim, să analizăm tot ce ține de relații, de iubire, de bani, de valorizare. Și acum, la finalizarea acestui tranzit, e important să trageți concluziile. Ce ați învățat? Ce ispite au apărut în viața voastră? Cum v-ați redefinit valoarea personală? Sunt întrebări la care chiar vă recomand să răspundeți, vă recomand să fiți foarte sinceri cu voi. A fost un tranzit puternic, a fost un tranzit care poate pe mulți dintre noi ne-a cam zguduit, deoarece vorbim despre Venus în Capricorn și Venus în Capricorn ia totul în serios. Nu a fost nimic de glumă, totul a fost privit cu foarte multă seriozitate, cu foarte multă responsabilitate și cine a avut ochi să vadă, urechi să audă și să înțeleagă, o să culeagă roadele, o să beneficieze de acest tranzit. În 30 ianuarie, la ora 21:31, la gradul 10:52, Soarele în Vărsător face o poziție tensionată cu Uranus în Taur. Soare care Uranus. Ego-urile noastre sunt rugate să scuture aceste cătușe ale controlului, să îmbrățișeze această schimbare prin deschidere, deschiderea minții, flexibilitate pe măsură ce intrăm într-o etapă de incertitudine. Este poate
posibil să simțiți acest tranzit ca pe un sentiment de neliniște, de anxietate, deoarece simțiți așa că urmează o schimbare iminentă, o acumulare de tensiune poate să ducă la un comportament imprevizibil din partea voastră care vă poate duce să faceți schimbări bruște, schimbări rapide de direcție, vă poate duce să faceți accidente. Deci foarte mare atenție în această zi, la această zi. Pe de altă parte, puteți fi supuși unei schimbări radicale în mediul vostru sau unor izbucniri neașteptate din partea celorlalți. Uranusul guvernează aparatura mecanică, aparatura electronică, zona online și dacă se defectează ceva, nu interveniți voi, da? Nu vă băgați mâinile unde nu trebuie și chemați un specialist. Ego-ul este puternic acum, vreți să vă exprimați adevăratul sine interior, fără restricții și de aceea pot să apară și aceste conflicte în relația cu ceilalți. Atenție la conflictele, în special la conflictele cu persoanele cu autoritate, părinții voștri, șefii voștri, care pot conduce la consecințe neașteptate. Cel mai bun mod de a gestiona acest tranzit este să fiți proactiv în privința schimbărilor pozitive. Aflați de ce vă simțiți neliniștiți, aflați ce vă provoacă acest sentiment de dramă, haos iminent și dacă tensiunea dăunează unei relații, fiți flexibil, pregătiți pentru o schimbare. Astfel, dacă nu faceți acest lucru, s-ar putea să apară schimbări bruște de care ulterior să regretați. S-ar putea să fie necesare schimbări în aspectul vostru personal, legat de stima de sine. Acest lucru ar putea duce la o nouă abordare, mult mai curajoasă din partea voastră și vă va deschide viața către noi opțiuni, noi oportunități, noi posibilități. Poate să fie un moment bun pentru a discuta despre obiceiuri proaste sau despre dependențe, deoarece puteți să vă eliberați de anumite restricții și să arătați lumii cât de puternic sunteți voi cu adevărat. Deci acestea sunt evenimentele astrale ale acestei săptămâni, 24-30 ianuarie. După cum vedeți, este o săptămână astrală destul de aglomerată cu evenimente, așa încât fiți pregătiți pentru horoscopul acestei săptămâni, să vedem fiecare zodie ce teme are pentru această săptămână. Dar până atunci, să vedem care este tranzitul lunii în această săptămână, 24-30 ianuarie, și care sunt implicațiile acestui tranzit din punct de vedere emoțional. Începem această săptămână cu o lună frumoasă. Începem cu o lună în balanță până în data de 25 ianuarie la ora 5:56. Tranzitul lunii în balanță, în general, ne crește dorința noastră de a socializa, de a relaționa cu ceilalți. Dar să nu uităm că luna este în scădere și s-ar putea să vă simțiți mult mai rigizi când vine vorba să socializați, când vine vorba să discutați cu ceilalți și chiar puteți să doriți în această perioadă să fiți singuri. Să stați de vorbă numai cu voi, să vă certați cu voi, să discutați cu voi. Așa încât vă recomand o meditație, vă recomand să apelați la aromaterapie pentru a vă relaxa sau să ascultați melodia voastră preferată. Luna vidă, luna Void of Course Vogue, în data de 25 ianuarie, între ora 009 și 5:56, nu vă va afecta, deoarece probabil în acest interval orar dormiți și nu aveți de luat decizii. În data de 25 ianuarie, începând cu ora 5:56, până în data de 27 ianuarie, ora 9:34, luna va tranzita zodia Scorpion. Urmează două zile în care emoțiile sunt la cote înalte și
chiar puteți aveți dificultăți în modul în care relaționați cu ceilalți. Nu uitați că luna în Scorpion este în debilitate, luna în Taur este în exaltare, iar luna în Scorpion este în cădere. Așa încât, de asemenea, fiți atenți la modul în care relaționați cu ceilalți, deoarece luna va perfecta în aceste două zile un careu cu soarele învărsător, fiind în faza ultimului pătrar. Experiența lunii pline se apropie de final și cu ocazia fazei lunii la ultimul pătrar, acestei luni în Scorpion la ultimul pătrar, sunteți lăsați să trageți concluziile pe care le-ați obținut ca urmare a experiențelor voastre personale. În această perioadă puteți elimina din viețile voastre efectiv ceea ce considerați a fi fără de valoare și fără de niciun folos în ceea ce faceți. Este o perioadă puternică de eliminare, de eliberare constructivă. Bineînțeles, energia Scorpionului oferind un context perfect pentru eliberare și pentru eliminare. Vă recomand să faceți meditație sau poate chiar să stați în liniște, fără interacțiune cu ceilalți, pentru a facilita acest proces. Când luna este vidă, luna voc, în 27 ianuarie, de la ora 7:27 până la ora 9:34, e bine să nu faceți nimic. Începând din 27 ianuarie, ora 9:34, până în 29 ianuarie, la ora 11:08, luna va tranzita zodia Săgetător. Cu ocazia tranzitului lunii în Săgetător, vă mai deschideți, dând dovadă de optimism, dar să nu uităm că luna este în faza de scădere și puteți avea nevoie în această perioadă de o mai mare atenție în filtrarea emoțiilor. Căutați informații noi. Săgetătorii sunt neobosiți în a căuta informații noi, dar fiți atenți cum le treceți prin filtrul mental și cum le interpretați, mai ales că Mercur își continuă retrogradarea, mersul retrograd. Vă recomand să căutați informații din mai multe surse și să nu vă entuziasmați prea tare, deoarece puteți să vă desumflați repede dacă informațiile sunt din surse incerte sau dacă sunt acele informații de tip fake news. Puteți la nivel inconștient să vă gândiți la planuri de călătorie în alte țări, dar deocamdată opriți-vă la aceste gânduri. Nu este momentul să acționați, deoarece nu aveți toate informațiile la dispoziție, nu este totul foarte clar. Vă recomand să fiți atenți la comunicare și de asemenea să folosiți tehnica meditației, introspecției pentru a vă conecta cu voi. Luna vidă, luna voc din 28 ianuarie, de la ora 20:59 până în 29 ianuarie la ora 11:08, vă poate afecta cel mai mult în 29 ianuarie până la ora 11:08, așa încât fiți atenți la deciziile importante, dacă trebuie să le luați în acea dimineață, sau nu grăbiți lucrurile să se întâmple. Începând din 29 ianuarie, de la ora 11:08, până în 31 ianuarie, la ora 11:42, luna va intra în Capricorn și avem acest tranzit al lunii în Capricorn, care este o lună, după cum știți, este o lună în exil, deoarece luna în Rac este o lună în domiciliu, va crește nevoia de strictețe, de organizare, de exactitate, regulile și reglementările prevalând în această perioadă. Este o perioadă în care puteți să vă concentrați pe ceea ce aveți de făcut cu multă aplecare, cu multă disciplină și în același timp vă impuneți o anumită tendință de autoizolare. Deveniți extrem de stricți, chiar cu voi înșiși, și sunteți cei mai duri critici când vine vorba de acțiunile voastre, de atitudinea voastră și chiar de rezultatele voastre. Atenție, deoarece această lună în Capricorn, afară de faptul că este o lună în debilitate, este o lună în exil, este o lună care nu se simte bine aici în Capricorn, este și o lună în faza balsamică a ciclului
soare, lună, și chiar aveți nevoie de o retragere din ochii celorlalți pentru a vă pune planurile în ordine și a vă rezolva lucrurile rămase în suspans. Vă recomand în această perioadă să aveți grijă de părul vostru, da? Capricornul e guvernat de Saturn și atunci puteți să vă îngrijiți părul. Spre exemplu, vă dau exemplul meu personal, eu folosesc o mască de păr naturală pe care parțial am învățat-o de la mama mea, folosesc ulei de ricin, folosesc vitamina A, câteva picături, un gălbenuș de ou, miere de albine, o linguriță, 2-3 picături de oregano și este o mască care se aplică pe păr, vă recomand să stați cât puteți de mult cu ea. Eu stau câteodată când mai lucrez, îmi pregătesc materialele pentru filmări, stau și câte 5-6 ore cu masca în cap și după aceea mă spăl și părul capătă o structură specială, sau de asemenea puteți să aveți grijă de pielea voastră și să vă hidratați în această perioadă. Luna Voc, luna Vidă, are loc în data de 31 ianuarie, de la ora 6.34 la ora 11.42, la fel până la ora 11.42 este recomandat să nu luați decizii importante pentru voi în această perioadă a lunii Vide. Începând din data de 31 ianuarie, ora 11.42, până în data de 2 februarie, ora 12.59, luna va intra în Vărsător. Vom vorbi la horoscopul săptămânii viitoare despre această lunație. Pregătiți-vă pentru o lună nouă minunată în Vărsător, o lună nouă care este conjunctă cu Saturn, o lună nouă foarte specială. Cu o zi înainte, în data de 31 ianuarie, voi organiza un live, l-am și anunțat deja pe canalul meu de YouTube. Vă aștept să fiți alături de mine, deoarece ne vom pune intenții, vom discuta despre această lună nouă în Vărsător, foarte, foarte specială, și îi voi saluta și pe vărsătorii care vor fi prezenți și care vor beneficia din partea mea de o carte oracol, cadou. Înainte de a prezenta horoscopul săptămânii, horoscopul pentru fiecare zodie în parte, nu uitați că am afișat deja pe comunitatea YouTube, de asemenea pe Facebook am afișat programul atelierelor, evenimentelor pe care le voi organiza în perioada lunii martie până în luna iunie cu Laura Ghiță, și de asemenea și programul de tabere. Le aveți aici pe ecran. Vă așteptăm alături de noi dacă doriți să învățați lucruri noi, dacă doriți să experimentați, deoarece aceste ateliere sunt ateliere experiențiale în care vom lucra efectiv pe harta voastră folosind tehnicile de constelații de familie, art-terapie și meditație alături de astrologie. Și haideți să începem cu prima zodie, zodia Berbec. În această săptămână pentru berbeci avem 4 zile importante de marcat în agendă. Dragi berbeci, marcați aceste zile. Avem ziua de 24 ianuarie, Marte intră în Capricorn, ziua de 26 ianuarie, Mercur retrogradează în Capricorn, avem ziua de 29 ianuarie când Venus intră în mișcare directă și avem ziua de 30 ianuarie când Soarele face careu cu Uranus. Deci avem o energie puternic saturniană. Vă dați seama, cele trei evenimente în care avem planetele din Capricorn vă vor marca foarte, foarte puternic pe acest domeniu legat de carieră, domeniu legat de recunoașterea socială. Odată cu intrarea lui Marte în Capricorn, dragi berbeci, vă dați seama, veți începe, veți dori să turați motoarele, da? Să mutați munții din loc, să demarați, dar mai stați puțin, nu vă grăbiți, veți fi forțați, da? Este ca și cum v-ar aprinde cineva, așa, un foc.
mare care vă arde la spate, dar mai așteptați puțin, fiindcă deocamdată nu este momentul, mai așteptați după data de 4 februarie să demarați cu noi proiecte legate de carieră, să începeți să vă arătați talentele, să aveți curaj să faceți noi proiecte, să aveți curaj să discutați cu totul și cu totul altfel, cu partenerii de afaceri, cu clienții voștri, să începeți proiecte noi, proiecte legate de îmbunătățirea vizibilității, deci veți fi împinși de la spate, efectiv, dar nu vă grăbiți. Această săptămână este foarte importantă pentru voi, dragi berbeci, să vă puneți toate gândurile, să vi le puneți acolo în ordine, să vedeți, să vă faceți planul de acțiune, da? Ce să fac, cum să fac, cum să abordez ceea ce doresc eu să fac, care sunt pașii pe care trebuie să îi fac, da? Deoarece Marte vă va ajuta, Marte în Capricorn, în următoarea lună, toate pânzele sus, deci în luna februarie și până în 6 martie, Marte în Capricorn va fi alături de voi, da? Vă va împinge de la spate, dar acum nu este momentul, fiindcă Mercur este în Capricorn și încă vă solicită să reevaluați, să vă regândiți planurile și, bineînțeles, Venus de-abia iese din retrogradare în data de 29 ianuarie și este așa undeva bulversată și mai are și ea nevoie de timp să își revină și să meargă mai departe în drumul ei. Și legat de această tensiune între Soare și Uranus, este important să vedeți și cum vă gestionați relațiile pe care le aveți cu prietenii voștri, relațiile pe care le aveți în grupurile voastre de socializare, deoarece și succesul personal în carieră va depinde foarte mult de aceste conexiuni pe care le faceți, pe care le descoperiți, le veți lega în următoarea perioadă. Deci, dragi berbeci, este această săptămână pentru voi, este o săptămână extrem de importantă, deoarece acum vă gândiți cu foarte mare atenție, puneți pe hârtie planurile voastre și pregătiți-vă de acțiune. Și haideți să vedem și mesajul pentru voi, dragi berbeci. Așa cum am spus, avem o săptămână în care trebuie să avem grijă de noi toți. Și atunci voi extrage o carte din acest set self-care cards, da, o carte de auto-îngrijire, să avem atenție de noi și să vedem la ce trebuie să fiți atenți, dragi berbeci, în această săptămână. Și voi trebuie să fiți atenți la... Da, trebuie să, așa cum v-am spus, să vă odihniți, aveți grijă de voi, vă relaxați, dormiți foarte bine, da? Și aveți grijă de corpul vostru, aveți grijă de mintea voastră, aveți grijă de spiritul vostru, deoarece veți avea nevoie de toată această energie complexă a corpului, a minții și a spiritului vostru în următoarea perioadă. O carte foarte, foarte faină pentru voi, dragi berbeci. Știu că voi sunteți întotdeauna nerăbdători, știu că este dificil să vă țină cineva pe loc atunci când vreți să faceți ceva, dar chiar este momentul acum să fiți mai înțelepți și să vă odihniți, să vă relaxați și să așteptați, să fiți pregătiți pentru ceea ce va urma. Taur. În această săptămână și pentru Taur avem cele 4 zile importante. Avem intrarea lui Marte în Berbec în 24 ianuarie, avem retrogradarea lui Marte în Capricorn în data de 26 ianuarie, avem ieșirea lui Venus din retrogradare în 29 ianuarie și Soare care Uranus în data de 30 ianuarie. Sunt cele 4 evenimente importante, după cum vedeți și în cazul Taurilor, marcajul Capricornului este foarte important, dar acest marcaj al Capricornului se manifestă pentru Tauri în domeniul legat de educație. Acum Taurii vor fi și ei mânați de la spate de Marte în Capricorn, da? Vor fi mânați de la spate să studieze mai mult.
Poate s-au lăsat pe tânjeală, poate au așteptat și au zis, hai să vedem, a început de-abia ce a început anul, să vedem de ce mă apuc de treabă, ce am de făcut și uite că acum, cu Marte în Capricorn, în acest domeniu legat de educație, le-a venit acest influx, această dorință puternică de a studia, de a studia, de a învăța, de a cerceta, de a explora. De asemenea, toată această cunoaștere, această explorare poate să aibă loc din punct de vedere virtual, ca să spun așa, online, prin cursuri, prin seminare, prin workshop-uri, dar poate să aibă loc chiar fizic dacă taurii intenționează să exploreze, să descopere noi țări și noi tradiții ale persoanelor din aceste țări. Este o perioadă poate mai dificilă de călătorii, dar poate taurii până în 6 martie au această șansă, da, de a putea să călătorească avându-l pe Marte la cârmă, deoarece Marte le dă acest imbold. Marte în Capricorn, care este favorabil, este favorabil deplasărilor în străinătate, favorabil învățării, de asemenea, dar nu faceți nicio mișcare, da, încă o dată și pentru voi, până după data de 4 februarie, deoarece Mercur este încă retrograd în Capricorn, deja în această perioadă și pentru voi este o săptămână în care studiați toate oportunitățile pe care le aveți, le revizuiți, vedeți ce dorințe aveți, unde vreți să călătoriți, ce studii vreți să faceți. Căutați pe internet, deci este o perioadă de cercetare foarte, foarte puternică, de curiozitate, manifestați-vă din plin curiozitatea. Și în același timp folosiți această perioadă pentru a vedea care vă sunt opțiunile. De ce? Fiindcă odată cu ieșirea lui Venus din retrogradare și ulterior în săptămâna următoare cu ieșirea lui Mercur din retrogradare, lucrurile vor deveni foarte clare. Dar având toate aceste informații, ca la un puzzle puteți să puneți aceste informații cap la cap și să puteți să faceți cele mai înțelepte decizii de care beneficiați. De care puteți să beneficiați. De asemenea, în data de 30 ianuarie, acum aveți aici o provocare legată de domeniul carierei și pentru voi, deci pot să apară noi oportunități legate de carieră, care aceste oportunități pot să fie în conexiune cu străinătatea, cu relațiile pe care le aveți cu persoanele străine și toate aceste mișcări și aceste schimbări vă pun pe gânduri, vă tensionează. De ce? Fiindcă apar aceste posibile oportunități în carieră, apărând posibilități, apar și posibilități de schimbare, de mutare, dar sunteți condiționați de casă, sunteți condiționați de familie, sunteți condiționați de relocare și pot să înceapă să apară fel de fel de griji și fel de fel de gânduri. Deocamdată v-am spus, este o săptămână în care nicio zodie nu trebuie să facă nimic, da? Decât să fim foarte atenți la mesajele pe care le primim, să evaluăm toate opțiunile pe care le avem. Și cartea oracol pentru voi, dragi Taur, cartea oracol care vă arată de ce trebuie să aveți nevoie ca să vă îngrijiți în această săptămână, este vorba de pasiune, da? Puteți să vă conectați la pasiunile voastre, la visele voastre și vedeți ce informații primiți, ce mesaje primiți. Conectați-vă la ceea ce vă face plăcere. Să nu uităm că Taurul este foarte sensibil la orice fel de plăcere și aceste plăceri sunt nu numai plăceri fizice, nu numai plăceri kinestetice, pot să fie și plăceri legate, bineînțeles, Taurul fiind de influență venusiană, de tot ceea ce ține de artă, de creativitate, de
frumos. Vă va ajuta poate această conectare la pasiunile voastre, la tot ceea ce ține de artă și de creativitate. Zodia Gemeni. Și pentru Gemeni avem 4 zile importante în această săptămână, ziua de 24 ianuarie, când Marte intră în Capricorn, ziua de 26 ianuarie, când Mercur retrogradează în Capricorn, ziua de 29 ianuarie, când Venus în Capricorn va intra în mișcare directă și ziua de 30 ianuarie, când Soarele face careu cu Uranus. Soarele în Vărsător face careu cu Uranus în Taur. Și în cazul gemenilor, gemenii vor fi foarte preocupați în această săptămână cu atâtea planete în Capricorn, cu atâta mișcare în Capricorn de partea financiară. Deci, dragi gemeni, focusul vostru, atenția voastră va fi îndreptată către tot ceea ce ține de banii voștri, montajele financiare, poate banii pe care trebuie să îi primiți din diferite înțelegeri, din diferite aranjamente, banii pe care poate îi primiți din partajul dintr-un divorț, banii pe care trebuie să îi plătiți pentru impozite, pentru taxe, pentru fel de fel de investiții pe care doriți să le faceți. Pe de o parte, deci zona aceasta financiară va fi foarte pregnantă în cazul gemenilor, mai ales dacă ei au diferite investiții de făcut, au treabă cu banii și trebuie să îi gestioneze cât mai bine, dar în același timp poate să fie și o perioadă puternică de transformare la nivel interior, de schimbare, da? Ceva se întâmplă acolo în cazul gemenilor. Este o perioadă în care își reevaluează ideile, își reevaluează valorile, își reevaluează gândurile. Lucrurile parcă nu mai sunt așa cum credeau. Este acel proces de transformare și de schimbare în care nimic nu mai dă cu nimic și în care ei trebuie să discearnă de ce au nevoie în viitor. Dacă ne gândim la relația Soare-Uranus, acel careu al Soarelui Învărsător cu Uranus în Taur, avem influență legată de străinătate, avem influență legată de educație. Practic, gemenii se vor gândi, de asemenea, au niște gânduri, au niște planuri, dar se pare că sunt niște obstacole care îi blochează și aceste obstacole le produc frământări, frustrări, blocaje și totul nu este foarte, foarte ok și de aceea revin, nu trebuie să vă frustați, dragi gemeni, nu trebuie să vă enervați, lăsați lucrurile să vedeți cum se așează. Este o săptămână, această săptămână, în care lucrurile se așează în ritmul lor. Fiți atenți la ce se întâmplă, notați-vă mesajele pe care le primiți, vedeți ce aveți de făcut, puneți-vă pe hârtie planurile pe care intenționați să le faceți. Deci este o săptămână de analiză, este o săptămână de respiro, dar este o săptămână importantă în care nu trebuie să reacționați, fiindcă Marte în Capricorn vine cu acea energie marțiană, da, și vine și cu acea responsabilitate pe care o dă Capricornul, zodia Capricorn guvernată de Saturn, da, trebuie să fac lucrul acesta, am venit să fac treabă. Ei, uite că mai trebuie puțin ponderat această energie marțiană în această săptămână, deoarece nu este momentul acum, momentul va veni după data de 4 februarie. Așa încât mai struniți-vă caii până în data de 4 februarie și vedeți ce mesaje mai primiți și vedeți ce mai aveți de făcut. Și mesajul cărților oracol pentru voi, dragi gemeni, pentru această perioadă este iubirea de sine, deci self-love. Deci, dragi gemeni, singurul lucru pe care puteți acum să-l faceți este să aveți grijă de voi. Să aveți grijă de voi, să aveți grijă de corpul vostru, să vă acceptați așa cum sunteți, să vă iubiți așa cum sunteți și să vă îngrijiți. Deoarece știți foarte bine, corpul nostru fizic este foarte inteligent și el face parte din ființa noastră și atunci dacă avem grijă de corpul nostru fizic, suntem în armonie, suntem în armonie cu noi și suntem în armonie și cu celelalte corpuri mentale, emoționale și spirituale. Rac!
Dragi dragi, în această săptămână și voi beneficiați de cele patru momente importante pe care vă rog să le marcați în agenda. 24 ianuarie, Marte intră în Capricorn, 26 ianuarie, Mercur retrogradează în Capricorn, 29 ianuarie, Venus în Capricorn va începe mișcarea directă, va intra în mișcare directă și 30 ianuarie avem careul între Soare în Vărsător cu Uranus în Taur. Pentru voi această săptămână este o săptămână extrem de importantă în zona legată de relații. Atenție, dragi raci, la modul în care relaționați cu partenerii de cuplu. În primul rând, hai să începem cu partenerii de cuplu, da? Modul în care comunicați cu partenerii de cuplu. Mercur este încă retrograd în Capricorn. Vedeți ce înțelegeți, vedeți ce comunicați, vedeți cum preluați mesajele, cum înțelegeți mesajele de la partener, ce comunicați partenerului. Asigurați-vă că partenerul vostru înțelege exact simbolul, simbolistica mesajului pe care l-ați transmis. Marte în Capricorn vine cu teme, da, vine cu teme destul de puternice, da, cu voință, cu mai multă voință, poate cu dorința de a face lucrurile într-o energie mult mai puternică și poate să vă forțeze, așa încât nu răspundeți deocamdată provocărilor lui Marte în Capricorn, nu acționați în acest domeniu legat de parteneriate. Vorbim aici nu numai parteneriatele de cuplu, dar acestea zic eu că sunt foarte, foarte sensibile și trebuie să fiți foarte atenți, ca atunci când țineți niște ouă în mână, da? Ca să spun așa, în această săptămână, în relația cu partenerii voștri. De asemenea, Venus de-abia iese din retrogradare, deci vă dați seama că încă este această perioadă în care de-abia v-ați trezit, începe să vă treziți din această perioadă în care timp de 40 de zile a fost nevoie să evaluați, să reevaluați relația partenerială, da? Tot ceea ce ține de plăcere, de iubire, de relaționare, de înțelegere, de aceste simțăminte pe care le aveți față de partenerii voștri. De asemenea, în 30 ianuarie, acest careu între Soare în Vărsător și Uranus în Taur poate să vă aducă probleme legate de zona financiară. Și aici vă recomand atenție, fiindcă orice careu vine cu tensiuni la pachet, vine cu nervi, vine cu frustrări, vine cu niște lucruri care nu se întâmplă așa cum vrem noi, cum batem noi din picior. Nu uitați că îl avem pe Marte în Capricorn, da, aici, în zona parteneriatelor, în zona relațiilor. Și fiți atenți la banii pe care îi solicitați, la banii pe care îi manipulați, banii partenerului, ce bani aveți să-i plătiți partenerului, cum îi plătiți partenerului sau ce bani aveți de încasat, cum îi primiți de la partener. Pot să apară diverse conflicte legate de aceste implicații financiare în relațiile cu partenerii, așa încât gestionați cu multă atenție și fiți mai toleranți, deoarece orice război care poate să înceapă acum nu vă duce nicăieri, da? În perioada în care planetele sunt în retrogradare, orice lucru pe care îl forțăm, orice lucru pe care îl impunem, ați văzut, nu știu dacă ați văzut, apropo de Djokovic, da? Cum a impus el, cum a vrut el să participe, fac o paranteză acum, cum a vrut el să participe la Melbourne, la Grand Slam și până la urmă nu a rezolvat absolut nimic, fiindcă a forțat într-o perioadă în care ar fi trebuit să înțeleagă, dacă avea un astrolog bun alături de el, să înțeleagă că astrele nu erau alături de el și că conjunctura astrală era deosebit de nefavorabilă pentru a intra într-o poziție de forță, chiar dacă poate avea dreptate. Am închis paranteza. Și haideți să vedem pentru voi, dragi raci, care este mesajul acesta de protecție, de autoprotecție, de îngrijire pentru această săptămână. Și mesajul pentru voi este plăcere, da? Uite ce carte frumoasă, da? Faceți-vă micile plăceri, faceți ceva
care să vă facă plăcere în relația cu partenerii. De ce? Fiindcă plăcerea este un aliment de bază, mai ales în relațiile de cuplu, orice face plăcere, puțină plăcere, poate să detensioneze o atmosferă încărcată, de exemplu, o prăjitură bună, o mâncare bună, un buchet de flori, un bilet la un spectacol sau un film pe care puteți să-l vedeți în familie împreună. Așa încât faceți ceva care să vă facă plăcere și nu acționați, da? Nu acționați, stați și vedeți cum evoluează lucrurile, deoarece va veni și momentul de a acționa. Leu. Dragi lei, și pentru voi această săptămână vine cu 4 zile importante pe care vă rog să le marcați în agenda. 24 ianuarie, Marte intră în Capricorn, 26 ianuarie Mercur retrogradează în Capricorn, 29 ianuarie Venus în Capricorn intră în mișcare directă și 30 ianuarie Soarele în Vărsător face un careu cu Uranus în Taur. Pentru voi, dragi lei, totul activează, toate aceste tranzite în Capricorn vă activează două domenii deosebit de importante. Amândouă sunt foarte importante, dar au legătură unul cu celălalt. Este vorba de domeniul sănătății. Deci, atenție la starea voastră de sănătate, atenție la rutina zilnică, atenție la modul în care vă simțiți, recepționați semnalele pe care corpul vostru vi le transmite și în același timp vedeți relațiile pe care le aveți la serviciu, la muncă. Este o săptămână de asemenea de reevaluări în care reevaluați aceste relații, vedeți cum relaționați cu șeful vostru, cu colegii voștri de lucru, de la muncă, dacă vă place ceea ce faceți, dacă sunteți prețuiți, dacă vă simțiți bine. De ce? Fiindcă dacă vă simțiți bine la servici, dacă faceți totul cu pasiune, când veniți acasă, totul este mult mai ușor, vă relaxați și a doua zi plecați la serviciu din nou cu dorința aceasta de a descoperi lucruri noi, de a face lucruri importante. Așa mă simțeam eu când lucram, când eram în câmpul muncii, ca să spun așa. De fiecare dată de-abia așteptam să mă duc la servici, fiindcă știam ce programam, erau lucruri fascinante, erau lucruri interesante, lucruri care mă motivau și în această săptămână stați pe aceste poziții de evaluatori, stați pe aceste poziții în care fiți atenți la sănătatea voastră, fiți atenți la mesajele pe care vi le transmite corpul, fiți atenți la cum vă simțiți, fiți atenți la ritualurile pe care le aveți, analizați-le, vedeți, este bine, care sunt aceste ritualuri, dacă vă simțiți bine, dacă nu vă simțiți bine, ce aveți de schimbat, rutina la acasă, rutina la muncă, cum vă simțiți la muncă, da? Dacă vă dă această activitate o stare de bine sau nu, contează foarte, foarte mult acest lucru și va conta foarte mult în perioada următoare. Nu reacționați, fiindcă cu Marte în Capricorn poate să vă îndemne, da? Hai să vedem că vreau neapărat să mă afirm sau vreau să am o discuție cu șeful, vreau să pun piciorul în prag. Deocamdată mai lăsați puțin, mai așteptați puțin, nu mai este foarte mult timp de așteptat. De-abia Mercur este încă în retrogradare până în data de 4 februarie, de-abia Venus a ieșit din retrogradare, în această săptămână, încă mai este o săptămână puternică de a vă regândi, a reevalua problemele pe care le aveți, puneți-le pe hârtie și notați ce aveți de făcut, de ce, fiindcă totul se va clarifica, în special după data de 4 februarie, când veți ști încotro să mergeți și ce aveți de făcut. Așa că nu forțați, asta este valabilă pentru toate zodiile, nu forțați nota. Da? Acest Marte în Capricorn poate să vă îndemne din dorința lui de... El nu gândește rău, da? El nu ne vrea răul, dar știți, în spatele lui Marte în Capricorn este Saturn, care spune, da, hai, ai de făcut acest lucru. Și atunci Marte în Capricorn, ca un săldățel așa, aliniat, vrea să-și facă treaba. E, uite că nu este timp acum, nu este momentul acum ca să își facă treaba.
și o carte oracol pentru lei, pentru această săptămână, o carte de protecție și de autoîngrijire și mesajul este oportunități, da, oportunități, este o carte faină și sunt aceste oportunități care vă apar în viața voastră, uitați-vă la ele, deocamdată nu acționați și de asemenea, ca să puteți să apucați aceste oportunități, da, să puteți să le analizați, este foarte important să tăiați, să abandonați legăturile pe care le aveți cu trecutul vostru. De ce? Este nevoie să abandonați din viața voastră ceea ce este vechi, astfel încât să puteți să lăsați noul să intre în viața voastră, dar așa cum am spus, pas cu pas. Fecioară. Și pentru voi, dragi fecioare, această săptămână are 4 evenimente importante, 4 zile importante de marcat în agenda voastră, ziua de 24 ianuarie, când Marte intră în Capricorn, ziua de 26 ianuarie, Mercur retrogradează în Capricorn, ziua de 29 ianuarie, Venus în Capricorn intră în mișcare directă și ziua de 30 ianuarie, Soare în Vărsător face un careu cu Uranus în Taur. Pentru voi, dragi fecioare, totul se duce în această zonă, în această săptămână legată de iubire, legată în primul rând de acest reflector care se pune asupra relației voastre cu voi, dacă vă place de voi, dacă vă place de viața voastră, dacă vă iubiți, este acea legătură intimă pe care o aveți cu copilul vostru interior, cu acea bucurie a copilului interior de a trăi viața. Și este o perioadă de reevaluare. Marte în Capricorn vine în această zonă, în acest domeniu, vine și încearcă să spună: hai să vedem ce facem, hai să ne relaxăm, hai să ne distrăm, hai o vacanță, hai, da? Voi sunteți foarte înțelepte, dragi fecioare, și spuneți: nu, mai trebuie să mai stau aici în zeama mea, în locul meu și mai am treabă să analizez. Și atunci este bine în această perioadă să reanalizați tot ceea ce ține de legătura voastră cu voi, ce vă face plăcere, bucurie în viața voastră. De asemenea, puteți să reanalizați relațiile cu copiii voștri, dacă aveți copii, relațiile, foarte important, relațiile cu persoanele iubite, relațiile romantice din viața voastră sunt acum scrutinizate, sunt acum reevaluate, sunt acum puse sub reflector. Vedeți ce mai trebuie îmbunătățit, dacă e ok, dacă nu este ok, ce aveți de schimbat sau dacă nu mai vreți să mai schimbați, dar deocamdată în această săptămână nu vă agitați, deci nu lăsați pe Marte în Capricorn, da, să vă impună ritmul lui. Încă relaxați-vă, nu acționați, deoarece nu este momentul să luați niciun fel de decizie. Orice decizie pe care o aveți de luat, indiferent de domeniul în care luați, în zona aceasta legată de copii, în zona relațiilor romantice, legate de voi, legate de o vacanță, legate de o plecare, legate de poate de o nouă inițiativă de a înființa o firmă, faceți-le, toate aceste decizii, de-abia după data, luați-le, după data de 4 februarie, când totul va deveni mult mai clar. Acum stați atenți, cum am spus, cu urechile deschise, cu ochii deschiși, astfel încât să primiți informațiile necesare. Acest careu, poziție tensionată între Soare în Vărsător și Uranus în Taur, poate să vă aducă posibile tensiuni la muncă, posibile tensiuni la serviciu. Apropo de îmi place ceea ce fac, poate să nu vă mai placă ceea ce face sau poate șeful să vă prezinte, spre exemplu, un proiect pe care trebuie să-l faceți, dar care să nu vă placă. Și atunci aveți șansa în această săptămână
să stați acolo și să reanalizați, să vedeți ce vă place, ce nu vă place, să nu vă enervați, să nu vă tensionați, să nu vă stresați, să nu vă frustrați de aceste schimbări care pot să aibă loc la serviciu. Sunt schimbări care pot să apară brusc, da? Sau puteți să fiți luat dintr-un proiect care vă place și dus într-un alt proiect care, sau să fiți pus pe linie moartă sau să fiți trimis în alt departament sau să fiți trimis în altă locație. Sunt schimbări care au loc acum. Nu vă împotriviți, nu este momentul să vă împotriviți, decât compilați, gândiți-vă ce vă place, ce vă face plăcere și de-abia după data de 4 februarie puteți să vedeți ce decizie să luați și cum să acționați. Și pentru voi, dragi fecioare, mesajul cărților Oracol este pentru această săptămână, este iubire. Ia uite, da, vorbeam despre relații romantice, vorbeam despre iubire. Conectați-vă la această energie a iubirii, da, vorbim despre chakra inimii, vorbim despre această conexiune cu iubirea, am spus, iubirea față de voi, iubirea față de copii, iubirea față de ceilalți, fiindcă iubirea este o forță foarte puternică, care poate să facă mari schimbări în viața voastră, dar aceste schimbări nu uitați decât după data de 4 februarie. Balanță! În această săptămână și pentru voi, dragi balanțe, avem 4 zile importante de marcat în agenda. Ziua de 24 ianuarie, Marte intră în Capricorn, în tranzit, 26 ianuarie, Mercur retrogradează în Capricorn, 29 ianuarie, Venus în Capricorn începe mișcarea, reia mișcarea directă și în 30 ianuarie, Soare în Vărsător face un careu cu Uranus în Taur. Avem o săptămână în care, dragi balanțe, focusul vostru, reflectorul vostru va fi pus pe domeniul legat de familie, domeniul locativ, casa în care stați, locul în care este pentru voi, reprezintă locul sigur, siguranța voastră, locul în care voi vă simțiți cel mai bine, locul pe care adesea îl numim acasă, da? Acel loc în care suntem în habitatul nostru. E, Marte în Capricorn vine impetuos și vrea să facă schimbări. Da, poate vrea să facă schimbări de domiciliu, vrea să vă relocheze, vrea să vă apucați să zugrăviți, vrea să vă apucați să faceți schimbări în zona aceasta de design, poate să vă relocheze în altă localitate sau în altă țară. De asemenea, cu Marte în Capricorn, care vine furtunos în acest domeniu, vrea să se manifeste furtunos în acest domeniu, puteți să aveți și schimbări în relațiile pe care le aveți în familie, cu membrii de familie, posibil cu părinții în primul rând, dar nu uitați că este o săptămână destul de sensibilă în care avem încă cele două retrogradări ale lui Mercur și a lui Venus. Atenție la cum discutați cu persoanele din familie, cum comunicați cu ele, relațiile pe care le aveți și nu intrați în polemici, nu intrați în discuții, nu vă grăbiți să vă vindeți casa, să faceți schimbări locative, mai așteptați dacă se poate, da? Este foarte important această săptămână pentru voi să puneți toate elementele acestea pro și contra pe hârtie. Hai să vedem care sunt avantajele dacă rămân aici sau care sunt avantajele dacă plec din această localitate, din această locație, care sunt dezavantajele, eu ce-mi doresc, care mai sunt persoanele implicate din familie, da? Să nu uităm că totuși domeniul familial este foarte important pentru voi, dragi balanțe, da? Care sunt posibilele implicații. De exemplu, dacă vă mutați, aveți copii, copiii merg la școală, au prieteni, au colegi, au grupuri, îi luați de acolo și îi replantați, să spun așa, într-o altă locație. Deci trebuie să vă gândiți la toate consecințele și tocmai de aceea această săptămână este o săptămână importantă care vă ajută
să faceți această analiză. Dacă, de exemplu, doriți să vindeți sau să cumpărați un imobil sau să faceți afaceri imobiliare, ar fi bine să vă mai gândiți, să mai cercetați documentele, actele, informațiile pe care le aveți, fiindcă mai e puțin până în data de 4 februarie, când practic se deschid toate lucrurile, da, avem calea liberă, liberă de retrogradări, scăpăm de retrogradări și atunci totul începe să se clarifice, devine mult mai clar și putem atunci de-abia să luăm o decizie cu toate informațiile puse pe masă, așa încât ar fi bine să mai așteptați. Cu acest careu al soare în vărsător, Uranus în Taur, bineînțeles, așa cum v-am spus, puteți să aveți probleme, puteți să aveți tensiuni legate de membrii de familie, în special cu copii. Atenție la relațiile pe care le aveți cu copiii sau relațiile pe care le aveți cu persoanele iubite sau chiar relația cu voi, fiindcă toate aceste schimbări pe care poate doriți să le faceți sau sunteți forțați să le faceți sau intenționați să le faceți, vă pot influența în primul rând și relația voastră cu voi. Și să vedem care este mesajul pentru voi, dragi balanțe, mesajul cărților Oracol pentru această săptămână. Mesajul este priorități. Da, foarte, foarte tare acest mesaj. Alegeți-vă prioritățile, da? Faceți o listă cu prioritățile pe care le aveți și vedeți care sunt opțiunile, deoarece întotdeauna când vorbim despre familie, întotdeauna când vorbim despre casă, sunt lucruri mult prea importante, astfel încât să luăm o decizie foarte, foarte rapidă. Scorpion! În această săptămână și pentru voi, dragi Scorpion, avem cele patru momente importante de marcat în agenda voastră. Notați, 24 ianuarie, Marte intră în Capricorn, 26 ianuarie, Mercur retrogradează în Capricorn, 29 ianuarie, Venus în Capricorn intră în mișcare directă și 30 ianuarie, Soare în Vărsător face un careu cu Uranus în Taur. În cazul vostru, dragi Scorpioni, atenție la comunicare. Da? De ce? Fiindcă voi știți cum comunicați, la voi totul în zona aceasta a comunicării este în general pus la secret. Comunicarea trebuie să aibă loc în niște condiții foarte, foarte stricte și foarte reglementate. În general, ceea ce știți voi trebuie să nu mai știe altcineva și acest Marte în Capricorn vine și începe să vă forțeze în acest domeniu al comunicării, să vă forțeze să inițiați oferte, contracte pe care să le discutați cu ceilalți, să stabiliți relații cu celelalte persoane. Deci vă dă acest impuls, acest imbold de a face ceva, de a acționa, să faceți ceva în această perioadă, dar deocamdată nu este momentul. Da? Așa cum am spus, este bine să temporizați acest elan, acest impuls marțian din această săptămână, deoarece Mercur, care este guvernatorul comunicării, socializării, relaționării, este încă retrograd în Capricorn și aveți nevoie de o imagine clară, o imagine pe care acum nu aveți. Totul este destul de volatil, sunt lucruri care se pot schimba, informații care se revizuiesc, se reanalizează, le regândiți, totul se întâmplă la nivel mental, au loc foarte multe scenarii în capul vostru, multe posibilități, multe opțiuni și tocmai de aceea este destul de volatil, este destul de greu să luați o decizie clară, așa încât vă recomand și vouă să mai așteptați, nu mai e nevoie să așteptați mult decât până în data de 4 februarie, deja Venus iese din retrogradare, Venus vă va ajuta în continuare în săptămânile următoare, deoarece sigur ați învățat multe lecții legate de cum să vă valorizați, cum să câștigați bani din activitatea comercială, din conexiunile pe care le faceți cu ceilalți, cum să câștigați bani din cursurile poate pe care le faceți sau să câștigați bani din informațiile pe care le primiți dacă mergeți la anumite cursuri. Sunt foarte multe lucruri pe care le-ați făcut în
în ultimele 40 de zile, mai aveți încă puțin tică răbdare până când Mercur va ieși și el din retrogradare în data de 4 februarie. Soare în Vărsător, în careu cu Uranus în Taur, va aduce foarte multă tensiune, foarte multe frustrări legate de familie. Atenție la comunicarea pe care o aveți în cadrul familiei, atenție la deciziile pe care le luați în familie, deoarece aici s-ar putea să se plimbe vorbele, ca să spun așa, s-ar putea să aveți foarte multe dispute legate de ego, legate de decizii bruște pe care vreți să le luați, așa, intempestive, da? Spre exemplu, hai, vreau să mă mut, vreau să mă relochez, vreau să plec de acasă, vreau să aduc pe cineva, vreau să mă mut la cineva și toate acestea produc un mic haos, așa încât evitați, dacă puteți, aceste tensiuni, deoarece în viitor veți putea să le gestionați de pe o altă poziție. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi Scorpion, pentru această săptămână este decizii. Wow! Da, un mesaj super puternic pentru voi, Scorpioni. Trebuie să vă onorați prioritățile de top pe care le aveți și dacă nu trebuie neapărat să spuneți da, dacă ceva vă spune să spuneți nu, dar este important acum să vedeți ce este prioritar pentru voi, spre ce să vă îndreptați atenția, spre ce să vă îndreptați focusul, reflectorul, la ce să fiți atenți, deoarece va urma perioada de decizii după data de 4 februarie. Săgetător. În această săptămână, dragi săgetători, avem 4 zile importante de marcat în agendă și pentru voi. Data de 24 ianuarie, când Marte intră în Capricorn, data de 26 ianuarie, când Mercur retrogradează în Capricorn, data de 29 ianuarie, când Venus iese din retrogradare și data de 30 ianuarie, Soare în Vărsător face un careu cu Uranus în Taur. E, pentru voi, dragi săgetători, treburile sunt foarte simple, ca să spun în ghilimele, dar în același timp destul de sensibile, deoarece e nevoie să fiți atenți la bani, e nevoie să fiți atenți la modul în care vă câștigați banii. Bineînțeles, sunteți în această etapă de a vă reanaliza care sunt sursele voastre de câștig, dacă vă place ceea ce faceți, dar nu luați decizii intempestive, da? Nu vă decideți pe loc, dar nu mai îmi place ce fac, gata, vreau să plec, îmi dau demisia și am plecat și văd eu, îmi caut de lucru. Nu este acum momentul. Fiți atenți la ceea ce faceți, fiți atenți cum câștigați banii, vedeți dacă nu mai sunt și alte oportunități, alte posibilități de a vă îmbunătăți prestația pe care o aveți la locul de muncă, dacă nu totul depinde de angajator, depinde foarte mult și în primul rând de noi, fiindcă noi suntem cei care trebuie să ne câștigăm locul de muncă și să dovedim că avem valoare și să fim mult mai bine plătiți de către angajator. Puteți în această perioadă să vă gândiți să vedeți dacă aveți alte opțiuni de a câștiga bani, dar totul vine, să nu uitați niciodată, totul vine din interior, da? Totul vine din stima de sine pe care o aveți față de voi, din modul în care vă prețuiți, modul în care vă valorizați, când vă uitați în oglindă și spuneți, da, uite ce bine arăt, uite ce bine mă simt eu cu mine, sunt o persoană care este mulțumită de ceea ce face și de cum arată. Ei, acest lucru vi-l recomand să-l faceți în această perioadă, uitați-vă mai des în oglindă, oglindiți-vă și analizați-vă și revizuiți ce aveți de schimbat. Poate este nevoie să faceți o schimbare în modul în care arătați sau în modul în care vă prezentați, în modul în care vorbiți cu ceilalți, ca să puteți să câștigați bani mai mulți. De asemenea, acest careu, soare în Vărsător, Uranus în Taur, vă duce foarte mult către toate aceste scenarii mentale pe care le aveți în capul vostru, în mintea voastră,
care au legătură, bineînțeles, cu valoarea personală, da? Și sunt acele gânduri care rulează acolo în background, nu sunt suficient de bun, nu arăt suficient de bine, Xulescu sau XYZ câștigă mult mai bine, arată mult mai bine, se manifestă mult mai bine, prestează mult mai bine față de mine, dar nu vă uitați către voi, uitați-vă și către voi, lăsați aceste scenarii care vă aduc frustrare, vă aduc nervi, vă aduc o stare de indispoziție, da? Nu vă place acest lucru, vă indispune și dacă vă indispune, nu o să mai fiți capabil să mai gândiți cum trebuie, lăsați aceste scenarii deoparte și profitați de această săptămână ca de o săptămână în care să vă puneți gândurile în ordine, pentru ca în perioada următoare, după 4 februarie, să știți ce aveți de făcut, să știți încotro să o apucați, fiindcă sunteți centrați pe voi și vă iubiți și vă valorizați și vă apreciați așa cum sunteți. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi săgetători, pentru această săptămână este: prietenie. Da, e foarte important să vă chemați un prieten. Cum se spune? Cheamă un prieten când ai nevoie. Da? Dacă sunteți într-un moment de impas, puteți să apelați la un prieten. De ce? Fiindcă puteți să vă oglindiți prin acest prieten, puteți să, poate să vă ajute și poate să vă, puteți să vă vedeți chiar voi înșiși prin această oglindire cu acest prieten așa cum sunteți cu adevărat. Da? Un mesaj foarte frumos de susținere și de împuternicire pentru voi în această perioadă. Ei, și ajungem acum la Capricorn, ajungem la vedetele zodiacului și din această săptămână. Încă sunt vedete, chiar dacă soarele nu mai este în Capricorn. Și pentru voi, dragi Capricorni, avem 4 zile importante. Avem ziua de 24 ianuarie, când Marte intră în Capricorn, intră la voi acasă. 26 ianuarie, când Mercur retrogradează din nou în Capricorn, iar se reiau temele pe care le-ați avut în anul trecut, la sfârșitul anului trecut. De asemenea, în 29 ianuarie, Venus în Capricorn începe mișcarea directă, reia mișcarea directă și în 30 ianuarie avem Soare în Vărsător, care Uranus în Taur. Ei, pentru voi, dragi Capricorn, totul se va concentra în această săptămână pe imaginea de sine. Deci foarte important modul în care vă repoziționați referitor la cum arătați. Referitor la, în primul rând, la corpul fizic. Uitați-vă și voi în oglindă să vedeți, faceți această revizuire, da? Cu ochii voștri. Cum arătați? Cum vă îmbrăcați? Contează foarte, foarte mult. Poate vă schimbați stilul de îmbrăcăminte, da? Poate vă schimbați piese din garderobă sau vă dați la o parte piese din garderobă care sunt învechite, care nu vă mai folosesc. Chiar vă recomand să, în această perioadă de retrogradare, să faceți puțină ordine în garderoba voastră. Este acea eliberare de energie absolut necesară. Eu am mai făcut, să știți, cu ascendentul meu în Capricorn, am făcut curățenie și la acte și cu Mercur retrograd, deci am avut foarte multe mișcări legate de aceste revizuiri. De asemenea, puteți să vă revizuiți modul în care arătați, look-ul vostru, poate vă schimbați coafiura, poate vă schimbați culoarea părului, nu știu, ceva care să vă dea un alt imbold, un alt impuls. Aveți nevoie de aceste schimbări, vă căutați, de fapt. Ce să spun așa? Îmi vine să spun că vă căutați stilul vostru personal. Da? Și a fost acea perioadă de 40 de zile cu Venus în Capricorn, care v-a adus foarte multe semne de întrebare legate de stilul pe care l-ați abordat până acum versus ce v-ar place de acum înainte. Mai este și Mercur în Capricorn, acum din nou a venit în Capricorn, a venit la voi acasă, vine din nou cu informații, vine din nou cu comentarii, unele poate mai caustice, unele poate mai critice, mult mai critice, atenție, sunt sigură că eu din experiența mea cu ascendentul în Capricorn, cei care au marcaj în Capricorn sunt cei mai buni critici
sau cei mai puternici critici pentru ei înșiși, în primul rând. Deci este o perioadă importantă în care puteți să faceți această revizuire, această rebranduire, ca să spun așa, referitoare la modul în care arătați sau, atenție, la proiectele noi pe care doriți să le lansați, care acum poate s-au potignit puțin. Vine Marte în Capricorn, care dă acel boost, hai să facem, hai, că nu mai, cu proiectele acestea noi nu mai putem să mai stăm, nu mai putem să așteptăm, e, uite că se poate să mai așteptați puțin, se poate să mai ponderați-l pe Marte în Capricorn, e foarte puternic pentru voi. Și mai așteptați până în data de 4 februarie, când puteți să căpătați claritate, când Mercur va ieși din retrogradare la voi în Capricorn și totul se va vedea altfel și atunci aveți căile deschise ca să puteți să acționați. Soarele în Vărsător, în careu cu Uranus în Taur, vă poate aduce frustrări legate de bani, legate de aspectele materiale ale vieții, poate întârzieri în zona financiară, poate nemulțumiri legate de serviciu, legate de munca pe care o faceți, legate de colaborările pe care le aveți, dar în același timp nu uitați să vă uitați în oglindă, pentru voi este foarte important această săptămână să vă uitați în oglindă și să vedeți dacă nu cumva multe din aceste nemulțumiri sunt datorate și modului în care voi vă prezentați, în care vă prestați munca. Așa încât nu uitați, și pentru voi este o perioadă în care nu acționați, așteptați, fiți atenți la mesaje și haideți să vedem și mesajul de la cărțile Oracol pentru voi în această săptămână. Este, da, foarte tare această carte pentru voi, dragi Capricorn, este o carte făcută pentru voi, respectul de sine, deci aveți nevoie de foarte mult, să vă respectați foarte mult și voi sunteți cei care vă judecați foarte tare, așa cum am spus, sunteți cei mai tari critici și aveți grijă la acest respect, aveți grijă să nu vă biciuiți, dar aveți grijă să vă poziționați într-o poziție, da? Într-o zonă cât mai aproape de adevărul vostru, cât mai aproape de ce este autentic în cazul vostru. Vărsător. La mulți ani, dragi vărsători, a început acest sezon al vărsătorilor pentru voi, aniversări, tortulețe, lumânări, de-abia aștept în data de 31 ianuarie, vă aștept la live-ul pe care îl voi face pe canalul meu de YouTube Astrolog Luminițarista, la ora 21, este un live special, în primul rând pentru vărsători, vom cânta la mulți ani pentru vărsători, vor primi cărți oracol vărsătorii. Este un moment important, pregătim luna nouă în Vărsător, data de 1 februarie și ne întâlnim în această zi de 31 ianuarie să ne punem intenții și să vedem cum se manifestă această energie a vărsătorilor. Acum și pentru voi, dragi vărsători, în această săptămână aveți 4 zile importante de marcat în agendă. Ziua de 24 ianuarie, când Marte intră în Capricorn, ziua de 26 ianuarie, când Marte retrogradează, Mercur retrogradează în Capricorn, ziua de 29 ianuarie, când Venus intră în mișcare directă și ziua de 30 ianuarie, când Soarele în Vărsător este în careu, în poziție tensionată cu Uranus în Taur. Deci, pentru voi, dragi vărsători, această săptămână este în exclusivitate, deci cu dedicație alocată odihne, da? Vă odihniți, vă relaxați, vă dați drumul să nu mai fiți tensionați cu problemele de zi cu zi. De ce? Fiindcă Marte în Capricorn vine cu energia lui, cu impulsul lui de a face
a face lucrurile să se întâmple, dar uite că nu este așa, deoarece influența Capricornului pentru voi este dincolo de, în zona aceasta de culise, în zona intimității voastre, în zona secretelor voastre, în acest domeniu în care voi puteți să lucrați cu voi înșiși și în acel domeniu în care voi sunteți conectați la subconștientul colectiv, da? Deci este chiar o perioadă de conectare a voastră cu voi, cu sufletul vostru, cu spiritul vostru. Puteți să folosiți tehnica meditației, introspecții, divinații cu cărțile oracol. Deci vă recomand să nu inițiați niciun fel de acțiune în această perioadă, dar puteți proiectele pe care doriți să le pregătiți și să le lansați, puteți să le pregătiți pentru a le face vizibile începând cu data de 4 februarie. Deci până atunci, chiar dacă soarele vostru este în Vărsător și soarele vostru este în Vărsător, vă îndeamnă, hai să facem, hai să avem acțiuni de făcut, avem noi proiecte, mai așteptați, mai aveți și voi puțin tică răbdare și nu vă grăbiți. Acum soarele în Vărsător, soarele acasă la voi face un careu cu Uranus în Taur, bineînțeles că este această frustrare pe care o aveți, așa cum v-am spus, că nu puteți să faceți ce vreți, nu puteți să vă lansați proiectele, poate sunt aceste frustrări legate și de modul în care vă manifestați, modul în care sunteți vizibili în fața celorlalți, trebuie să schimbați ceva, deci este nevoie să faceți niște schimbări în viața voastră, dar vor urma și aceste schimbări, luați-le încet, nu uitați, totul după data de 4 februarie. Și mesajul cărților oracol pentru voi, dragi vărsători, în această săptămână este binecuvântări. Deci voi sunteți binecuvântați, dragi vărsători, sunteți binecuvântați, numărați aceste binecuvântări, treceți-le în revistă, deoarece inima voastră atrage în această perioadă, este o perioadă minunată, o perioadă în care practic începe o nouă revoluție solară pentru voi, începe un nou an aniversar și pregătiți-vă, concentrați-vă, proiectați-vă acest nou an aniversar, astfel încât să alegeți bogăție, să alegeți bucurie, să alegeți iubire și prosperitate în viața voastră. Nu uitați, dragi vărsători, de această tehnică a Revoluției Solare pe care puteți să o folosiți cu succes. Vă aștept la consultații dacă doriți să o discutăm împreună, deoarece puteți să fiți foarte bine ghidați pentru următorul an aniversar. Pești! În această săptămână avem patru evenimente importante de marcat în agenda și pentru voi, dragi peștișori, bineînțeles, 24 ianuarie, Marte în Capricorn, 26 ianuarie, Mercur retrograd în Capricorn și 29 ianuarie, Venus iese din retrogradare și avem și cuadratura Soare în Vărsător, careu Uranus în Taur, în 30 ianuarie. Acum, pentru voi, dragi peștișori, este o perioadă în care veți reanaliza, veți fi cu reflectorul, cu focusul pe tot ceea ce ține de zona aceasta de prieteni, rețele de socializare, grupuri din care faceți parte. Acest Marte în Capricorn vine și peste voi și spune, haideți, hai să ne întâlnim, hai să mergem să ne împrietenim, hai să ne facem noi prieteni, hai să mergem în noi grupuri, dar deocamdată cu Mercur încă retrograd în Capricorn, cu Venus care de-abia ce iese din retrogradare, de-abia se dezmeticește după cele 40 de zile în care a fost retrogradă. Da? Nu este momentul acum să preluați această inițiativă, veți avea timp destul până pe 6 martie când va sta Mercur, când va sta Marte în Capricorn, deocamdată faceți-vă planul de bătaie, da? Vedeți ce strategie adoptați, ce prieteni aveți, dacă acești prieteni sunt prietenii de care aveți nevoie, dacă vă doriți noi prieteni, dacă vă doriți noi colegi de lucru, dacă vă doriți să intrați în noi rețele de socializare, noi grupuri, noi echipe de lucru, noi proiecte, da? Vă faceți acum aceste planuri, da? Vă puneți pe hârtie dorințele voastre,
ce intenții aveți pentru următoarea perioadă. Și decât atât, da? Chiar dacă energia marțiană vă va forța puțin să faceți niște mișcări în acest domeniu. Acest careu între soare învărsător și Uranus în Taur vă va da mai multă presiune pe tot ceea ce gândiți, relația aceasta cu voi, relația din culise, aceste proiecte pe care le pregătiți în culise, sunt o serie de lucruri care se bat cap în cap, sunt lucruri care nu s-au clarificat, nu este momentul acum să reacționați, nu este momentul să vă supărați, nu este momentul să vă frustrați, de asemenea aveți încă timp să mai meditați și să mai vă gândiți la ce aveți de făcut în următoarea perioadă. Și mesajul pentru pești, pentru această săptămână, este răbdare, ce a zis, încheiem așa, într-un mesaj, în tonul acestui mesaj de răbdare, să avem răbdare, atât peștișorii, cât și toate celelalte zodii, fiți dispuși, aveți răbdare să treceți și peste această săptămână, mai este puțin și scăpăm și de aceste retrogradări care ne-au ajutat foarte mult și ne ajută foarte mult să mai încetinim ritmul, să mai amânăm o serie de lucruri. De ce? Ele sunt în avantajul nostru, ne ajută să vedem lucrurile așa cum sunt, ne ajută să căpătăm acea claritate și ne ajută, cum am spus întotdeauna și repet, să luăm decizii înțelepte. Noi ne revedem pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook, Astrologul Luminițaristea, și aici pe canalul de YouTube, unde dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, vă așteptăm alături de noi, alături de mine și de Laura, în această comunitate minunată. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!